Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pești, 2020, cariera este un domeniu de activitate de succes, este posibilă trecerea la o altă poziție sau chiar o schimbare a locului de muncă, dacă ești extrem de activă, este de așteptat plecarea peste hotare, după care va începe o perioadă dificilă de viață. Astrele țin să te asigure că eforturile investite vor fi utile, iar rezultatul va fi excelent. Dacă nu vrei să continui în carieră, merită să trimiți energia suplimentară în romantism. Locația stelelor pe astrogramata a fost multă timp un subiect de studiu pentru astrologi. În ceea ce privește anul 2020, este de așteptat să fie favorabil și toate prognozele sunt destul de optimiste în noul an 2020, vei fi purtată de valul de romantism, iar întrega lună ianuarie vei culege roadele farmecului tău natural. Viața ta personală va fi plină de armonie, dacă porți verigheta pe deget. O atmosferă de înțelegere și sprijin prevalează în familie, te poți aștepta cu siguranță că, chiar și în cele mai dificile situații, cei apropiați te vor ajuta cel puțin moral. Dacă nu ți împarți singurătatea în propriul acvariu, în primul trimestru ar trebui să fii mai atentă, probabil din mediul înconjurător va veni exact persoana cu care poți construi o relație puternică. Graba la începutul anului este desigur, bună, dar în prima jumătate a anului riști să te epuizezi rapid, chiar dacă simți că totul este în ordine. Asculteți cu atenție corpul și nu uita să bei sucuri proaspete bogate în vitamine, imunitatea ta este slabă, astfel încât există riscul de a prinde o răceală urâtă de lungă durată. De asemenea, în această perioadă merită să fii răbdătoare cu rudele, da, ele te pot enerva, dar sarcinata nu este de a acorda atenție problemelor minore ale gospodăriei și nici de a găsi vinovați cu cei apropiați pentru nimicuri chiar și nevinovate la prima vedere, reproșurile sunt pline de dimensiuni exagerate ale conflictului, până la divorț, diviziune de proprietate sau terminarea comunicării timp de mulți ani. În a doua jumătate a anului șobolanului de metal, va veni cel mai bun moment pentru tine. În această perioadă poți să-ți asumi riscuri și să faci tot ce nu ai avut destul curaj să faci înainte. Dacă te-ai gândit multă timp la o schimbare radicală a imaginii, ai visat să dansezi la bară, ți-ai imaginat cum vinzi un apartament și cumperi o casă, sau ai visat la o declarație de iubire a vecinului, sau ai sperat că îndată ce renunți la slujbă începi propria afacere, apoi este cel mai bun moment, a sosit, riscă. Efectul va fi uimitor și indiferent de modul în care te vei schimba, în orice caz vei ieși din epoca schimbării ca un adevărat câștigător. La sfârșitul toamnei, pe astrograma ta, stelele îți promit o creștere a forței fizice și mentale. Vei fi inundată pur și simplu de idei pe care chiar dorești să le aduci la viață. Încetinește procesul, în același timp este calea către eșec. Alege doar două sau trei dintre cele mai importante zone și concentrează-te numai pe ele la mijlocul lunii decembrie, este posibilă o slăbire a sistemului nervos, iar acest lucru nu este surprinzător după un an turbulent. Petrece restul lunii în tăcere, evitând locurile aglomerate și companiile zgomotoase. Dragostea pentru pește în anul 2020 este posibil să fi reușită deja să găsește o pereche în 2019. Anul trecut a fost, fără îndoială, foarte plăcut și interesantă din punct de vedere al romantismului 2020 va pune un semn de întrebare în fața îndrăgostiților, fie veți crea o familie, fie căile voastre vor fi divergente. Hotărârea va fi foarte în concordanță cu părerile tale interioare. Tu ești maximalistă și în sentimente. Dacă iubitul tău este încet cu decizia de căsătorie, pentru tine va fi un semn clar că nu te place și că nu apreciază sentimentele tale. Dacă ești căsătorită, în acest an barca familiei se poate sparge. Din păcate, anul va fi plin de mulți factori enervanți, iar răbdarea ta nu este de fier. În primul rând, nu vei fi mulțumită de ceea ce faci la locul de muncă. Al doilea motiv al nemulțumirii este lipsa de ajutor din partea soțului și al treilea este o problemă financiară. Situația ta nu este foarte stabilă în niciuna din zone și dacă mai devreme ai fost principalul susținător al familiei, acum soțul va trebui pur și simplu să se susțină pe el însuși. Dacă ești singură vei avea ceva de făcut în 2020, pe lângă viața personală. Prioritățile tale pot fi aranjate astfel încât să nu existe timp pentru romantism lucrezi din greu și activ, ceva ce se întâmplă în mod constant nu numai la locul de muncă, deci trebuie să lucrezi chiar și în weekend. Singura posibilitate este să-ți aranjezi într-un fel viața personală, dacă o cunoaștere plăcută se transformă în dragoste se întâmplă chiar la locul de muncă și s-ar putea întâmpla acest lucru. Dar circumstanțele agravante sunt cele serioase și destul de imorale. Poți să fii sedusă de șeful sau colegul tău. În același timp, există o șansă foarte mare ca iubitul tău să nu fie chiar liber și să nu se desparte de soția lui care lucrează în același birou cu tine. Glumesc, dar viața bate filmul. Cariera și banii pentru pește în anul 2020. Prognoza financiară pentru 2020 este mai multă decât bună. Problemele pe care le-ai rezolvat activ în 2019 vor dispărea treptat, iar abilitatea de a face banii buni va rămâne cu tine. Câștigi, vei fi bine, astfel încât apare un sentiment de stabilitate în sfârșit, știi că intri cu fermitate în viața ta, stelele te sfătuiesc să tratezi profiturile și cheltuielile mai puțin emoțional decât înainte, sub influența stării de spirit, poți face cheltuieli nerezonabile, pe care le vei regreta ulterior, de acest comportament în tratarea problemelor financiare ai nevoie în martie, iulie, octombrie și noiembrie. Sfârșitul lunii ianuarie și februarie va fi o perioadă cu cheltuieli mici, dar frecvente, banii vor curge într-un flux continuu din portofel, uneori va fi chiar dificil pentru tine să spui la ce a fost cheltuită una sau altă sumă, în martie, trebuie să muncești din greu, dar recompensa va fi potrivită. Până la sfârșitul lunii aprilie, caută oportunități pentru a genera venituri suplimentare. Angajatorul pe care îl întâlnești în această perioadă va fi generos și în cele din urmă îți va oferi o cooperare profitabilă pe termen lung. Pe astrogramata, poziția planetelor din prima jumătate a lunii mai conduce la primirea de informații despre investiții. Ascultă cu atenție conversează cu diplomație, consultă ofertele bancare. Dacă dorești să investești bani, este bine să o faci în prima jumătate a lunii mai. În iulie, ai grijă când faci achiziții mari. Riscul de a pierde bani sau de a suferi de la credința vânzătorilor va crește exponențial în această perioadă. De la mijlocul lunii octombrie, va începe o perioadă fericită, care va dura până la sfârșitul anului. Profitul în acest moment va fi suficient pentru a plăti educația generației tinere, surori, frați sau copiii proprii. Viața de familie pentru pește în anul 2020 scade fervoarea. Nu toată lumea poate trăi alături de energia ta, dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 19 și 28 februarie tu însă-ți vei lucra pentru binele familiei și toți membrii gospodăriei se vor conecta. În primul rând, munca comună vă unește, în al doilea rând, mai multă distracție împreună, și dacă apar o dispută, atunci tu ai întotdeauna dreptate. Îmbunătățirea interiorului, repararea și, probabil, reaprovizionarea în familie cu un nou membru, tratează totul cu suflet și va merita efortul dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 martie, te vei bucura de confortul familiei dacă nu vei acorda atenție problemelor interne minore și nu mai găsești greșeli în tot felul de flacuri. Îi iubești pe cei dragi, îi răsfăți, îi înconjori cu grijă, inviteți rudele și prietenii să te viziteze, fă adunări de seară, plimbări la țară, un picnic lângă foc. Jocurile cu copii vor întări legăturile de familie și vor aduce plăcere celor dragi. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 11 și 20 martie, nu trebuie să uiți că se pot găsi defecte și la tine. Fii tolerantă, tocmai ai rămas acasă. Finanțele permit, mergi mai departe pentru impresii, mai bine într-o țară exotică. Astfel, privind de lumea și admirând de locuri noi, vor apărea noi forțe. Dacă nu poți pleca prea multă timp, ieși măcar în weekend, dar asigură-te că întreaga familie este cu tine. Există cluburi excelente în țară unde poți aranja un spa relax pentru tine și jumătatea ta, pentru a-ți noi relația cu el și pentru a te odihni câteva zile de la probleme și copii. Apropo, animatorii se vor ocupa de copiii tăi. Sănătatea pentru pește în anul 2020. Chiar dacă energia ta este în plină desfășurare, nu te supra-solicita, angajează-te serios în prevenirea bolilor cronice. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 19 și 28 februarie, sănătatea nu va eșua, dar în afara sezonului estival poți fi deranjată de migrene și răceli. Dacă activitatea normală este înlocuită de oboseală și apatie, corpul cere odihnă și asigură-te că spui la revedere obiceiurilor proaste. Pentru a calma nervii te va ajuta ceaiul cu mentă și flori de tei, sau un hobby favorit. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 martie, nu te supra solicita, altfel poți primi cadou cistită și probleme de rinichi. Efortul fizic prelungită te poate perturba, este necesară o încărcare rezonabilă, iar cel puțin dimineața exerciții fizice pentru toate grupurile musculare. Deplasează-te mai mult pe jos, limitează consumul de sare, bea mai multă apă plată, evită orice tip de sucuri îmbuteliate, prepară-ți sucuri proaspete. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 11 și 20 martie. Te blochezi uneori în problemele de serviciu, dar este posibil să nu ajungi la mare în sezonul de plajă. Mai aproape de vară poți fi deranjată de supratensiune și disfuncționalități ale sistemului nervos. Lasă burul să iasă în sala de gimnastică, revizuiește sever mâniul de dietă și caloriile. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?